Tehnicianul Edi Iordănescu a lipsit din motive personale de la conferința premergătoare jocului cu FC Hermannstadt, iar în locul său a fost prezent antrenorul secund Alexandru Radu. Acesta a vorbit despre situația tensionată de la echipă și a explicat că jucătorii vor da totul în teren vineri seara. Ținând cont că la nivelul vestiarului este o tensiune, noi sperăm ca la ora jocului să fim bine din punct de vedere mental și să facem un joc bun, să câștigăm cele 3 puncte pentru a ne menține pe primul loc. Greva generală de care s-a scris în presa națională în cursul zilei de ieri, e reală? A fost reală sau? Nu știu dacă e bine spus a fost reală. S-a fost ceva, au fost niște nemulțumiri, dar băieții au trecut cu bine și sunt niște băieți de caracter și care cred că la ora jocului vor da tot ce pot pe teren. La rândul său, Răzvan Pleșca, al doilea capitan al echipei, a explicat că este convins că în scurt timp se va rezolva problema salariilor. Eu sunt cel mai vechi jucător din lotul echipei, sunt de 9 ani la media și pot să spun că întârzieri salariale au mai fost, dar întotdeauna s-au achitat toți banii. Față de mine clubul nu a rămas niciodată restant și față de niciun jucător. Sunt niște probleme legate de birocrație, nu are rost să intrăm în amănunte, că până la urmă nu suntem noi avocați sau juriști sau să ne pricepem, dar eu sunt convins că se va rezolva în scurt timp această problemă a salariilor. Din punctul meu de vedere, nu sunt probleme și asta s-a văzut și pe teren. Practic, suntem neplătiți de la începutul play-out-ului, dar am avut un parcurs foarte bun.